Un chirurg de la Institutul Oncologic din București este acuzat de ucidere din culpă după ce ar fi uitat un pansament în abdomenul unei paciente. Femeia a făcut septicemie și a murit. Cu detalii ni se alătură colega mea Andra Ionescu. Andra, bună seara! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Tragedia s-ar fi petrecut în anul 2022. De atunci și până acum, polițiștii au încercat să adune suficiente dovezi împotriva medicului, acuzat că după ce ar fi făcut o intervenție chirurgicală, ar fi uitat o compresă în abdomenul unei femei în vârstă de 73 de ani din județul Dâmbovița. Lucru ce ar fi dus la septicemie și ulterior la decesul femeii. În această dimineață, oamenii legii au făcut mai multe percheziții atât la unitatea medicală unde activa medicul, cât și la domiciliul acestuia. Polițiștii au ridicat mai multe documente, înscrisuri, dar și mai multe telefoane mobile. Din sursele noastre, medicul în vârstă de 69 de ani ar lucra la Institutul Oncologic din București. Bărbatul a fost dus la audieri pentru a da explicații în fața anchetatorilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat și rămâne acum de văzut ce măsuri se vor lua împotriva lui. Medicul este acum cercetat pentru ucidere din culpă. Deocamdată acestea au fost informațiile, Radu. Andra, îți mulțumesc. Tânărul de 18 ani din Argeș, care a omorât un preot cu mașina, iar pe altul l-a rănit, abia își cumpărase autoturismul cu banii câștigați peste hotare. A vrut să fie în rând cu lumea din sat, spune bunica lui, doar că nu avea permis de conducere. El a fost reținut, dar a lăsat în urmă numai lacrimi și durere. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Ne-a luat părintele nostru. E durere. E ca și cum ar fi murit cineva din familia. Tânărul din imagini este cel care a curmat din teribilism viața unui om. Băiatul în vârstă de 18 ani a urcat la volanul unei mașini pe care și-o cumpărase de câteva ore din banii câștigați în străinătate unde muncea cu mama lui. Venise în țară pentru o săptămână și, deși încă nu avea permis, a gonit cu autoturismul pe străzi. Pleca să întâlnească cu prietena lui. Între timp am înțeles că ar fi luat o mașină dâmbănuții cu care a venit minte de copil încântat de nu știu despre ce e vorba, domnișoară. Dar pe mine m-a terminat. Într-o depășire, lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Tânărul a vrut să evite o mașină care venea de pe contrasens, dar a spulberat autoturismul în care se aflau cei doi preoți. Toți tinerii cam de vârsta lui, aici, mai ales administrat, au așa ceva, o mașină. Și s-o fi simțit mai lezat, mai amărât. Îmi pare rău de omulețul ăla, că am auzit și eu care doi copii. Îmi pare rău și de lălalt, că nu știu cât de grav este. Îmi pare rău și de copilul meu. Da, terminat. Ne-a luat ce ne-a fost mai drag pe lumea asta. De când am auzit, n-am închis ochii de plâns. Ne-a luat părintele nostru. Pentru părintele Ilie, în vârstă de 44 de ani, impactul a fost nimicitor, iar salvatorii nu au mai putut să-i pornească inima. La auzul veștii, soția duhovnicului, cu care are doi copii, a leșinat. Întreaga comunitate din Costești îl plânge acum pe cel care mereu le spunea o vorbă bună. E durere. E ca și cum ar fi murit cineva din familie. Atât e durerea de mare. Pentru că aici nu-i găsea marinarea. Era... Avea o popularitate de nedescris. Pentru tot satul el găsea un cuvânt de spus ca să dea alinare. Foarte cum se cade, pe toată lumea o ajuta, pe toată lumea o învăța. Era un om ca lumea, ce să fie. Nu mai știu dacă mai avea așa ceva în curând. Celălalt preot aflat în mașină a fost și el grav rănit și transportat la Spitalul Floreasca din capitală, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Tânărul de 18 ani care a provocat accidentul este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere fără permis. Este alertă în spitalele din cauza numărului tot mai mare de pacienți diagnosticați cu tuse convulsivă, numită și tuse măgărească. În doar 4 luni avem deja de 7 ori mai multe cazuri decât situația din anul trecut. Iar copiii sunt printre cei mai vulnerabili la această amenințare. Din totalul de îmbolnăviri, aproape un sfert s-au înregistrat doar în județul Timiș. Ne-am și panicat, tocmai de aia am și zis, am sunat la salvare. Andreea a trecut prin clipe de panică atunci când a observat că fiul ei tușește puternic și respiră tot mai greu. A descoperit la spital că e vorba de tuse convulsivă, o infecție respiratorie severă. De o zi jumate a început cu tusa asta foarte... Ne-am panicat și azi dimineață chiar a început cu o tusă de nu se mai putea opri.
Și ați venit de urgență la medic? Da, am venit deoarece îmi face și febră. Noi am găsit-o pe holurile spitalului de copii lui Țurcanu din Timișoara. S-a și înroșit foarte tare în față și nu reușeam nici cum. Apare în colectivități în care Bordetella pertussis, un agent microbian agresiv, ajunge, în special din cauza populației nevaccinate. Rata de vaccinare a scăzut și în județul Timiș și în România sub 80%. Copiii sunt printre cei mai vulnerabili. Medicii din Timișoara spun că numărul pacienților minori e cel mai mare din ultimii 20 de ani. De la începutul anului până acum s-au înregistrat 112 cazuri la nivel național, dintre care 22 doar în județul Timiș. Anul trecut au fost 16 în toată țara. Conjugat vom avea probabil una sau două epidemii. Abia am scăpat de cea de gripă, a venit cea de rujeolă, acum numărul de cazuri mari de tuse convulsivă. Au avut rujeolă o săptămână de zile și după ce a trecut o rămas cu vomitături și cu febră. Această mamă este din Arad și de câteva zile este internată cu băiețelul la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Tușește, se învinețește și limba în gură și îți dă și ochii peste cap. V-ați speriat? Da, îngrijorată. Da. A mai avut vreodată tuse convulsivă? Nu. Perioada de contagiozitate este între 7 și 10 zile, boala în sine durează între 2 și 4 săptămâni, iar perioada de convalescență merge până la 8 săptămâni. La nivel european, între ianuarie și martie s-au înregistrat 32.000 de cazuri de tuse convulsivă. Dreptul la avortul în siguranță ar putea deveni proiect. Un proiect de lege în acest sens propune ca în fiecare județ al țării să existe un medic care efectuează întreruperi de sarcină la cerere. Știe mai multe detalii despre acest subiect colega mea Diana Buzea. Diana, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Radu. Cea mai importantă prevedere a acestui proiect face referire la faptul că în fiecare județ să existe un medic care face avort la cerere. În cazul în care medicul refuză, acesta trebuie să îndrume pacienta către un alt doctor sau către un alt spital unde se face această procedură. Foarte important de precizat faptul că medicul nu poate refuza procedura la un spital de stat pentru ca ulterior să cheme pacienta la un spital privat. Aceste costuri pot fi suportate de către stat în anumite situații, în cazul în care sarcina vine dintr-un viol, dacă pacienta are sub 18 ani, dacă nu are posibilități financiare sau dacă beneficiază de asistență socială. Acest proiect a primit undă verde de la una dintre comisiile de specialitate, dar urmează să primească și vot final la Camera Deputaților. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc. Grâul care urma să fie recoltat în mai puțin de o lună se transformă în hrană pentru animale. Vremea extremă a dus la o situație fără precedent în agricultură. Din cauza secetei, recolta este uscată complet, iar fermierii sunt disperați. Dacă smulgem, uitați, deja rădăcini nu mai are. Sau e uscat, uscat. Strigătul de disperare vine din localitățile Balta Albă și Vâlcele. Fermierii spun că de 4 ani nu a mai plouat suficient în zona lor, astfel că deficitul de apă din sol s-a adâncit alarmant. Ne aflăm într-o solă cu grâu, sunt aproximativ 100 de hectare, este compromis 100%. Georgian Calotă spune că de pe terenurile sale din Balta Albă nu va obține niciun bob de grâu anul acesta. Planta este extrem de mică și s-a uscat extrem de repede. Păi în perioada asta trebuia să aibă undeva la 70-80 de centimetri, să fie dezvoltat și vegetația și tot ce trebuie la el. Din păcate, la momentul ăsta, uitați cum arată, 15 centimetri, uscat în proporție de 90%. Situația este la fel de gravă și în comuna vecină, după cum ne arată acest agricultor. Ne chinuim și uitați ce praf iese din pământ, uitați. Apă nu are deloc sol. Fermierii sunt disperați și vor să intre mai repede la treierat, măcar să se aleagă cu paile pentru animale. Nici acestea nu sunt boabe care să fie, uitați, sec, sec. Ce să mănânce animalul dacă el e gol? Nu are ce mânca nici animalul. Paile care sunt. Fără precipitații, agricultorii stau la mila cerului, deoarece în zonă nu există sursă de apă. Păi din cauza căldurii, apă în sol nu există. Și uitați cum se vede în rază, cum se vede Fata Morgana, căldura care, vă dați seama cum topește această plantă. Nu se face grău, apă, n-are sursă de apă de irigat, n-are și n-are nimic, n-are de unde, cu ce să irigi? Cu ce să irigi? Noi avem apă, nu avem apă nici să o dăm în curte. Probleme cu apa sunt în tot județul Buzău din cauza secetei. Acolo unde pânza freatică este la suprafață, fermierii își fac foraje.
Iarna nu se dăduse din zonele de munte. La Rânca, la 1600 de metri altitudine, s-a așternut un nou strat de zăpadă după ninsorile din ultimele ore. Turiștii pot urca până în stațiunea dinspre Târgu Jiu, dar Transalpina rămâne închisă. Drumarii lucrează în continuare la dezăpezirea șoselei, însă vremea nu permite momentan deschiderea drumului. Este important ca șoferii să nu se aventureze după barierele care semnalizează tronsonul închis, mai ales că asfaltul este acoperit de zăpadă și gheață în unele zone. O masă de aer rece venită din nordul continentului aduce un nou val de frig și temperaturi sub pragul înghețului. Cât va mai ține acest episod, ne spune Iulia Dumitrașcu. Colega mea a discutat cu meteorologii, dar și cu hidrologii. Iulia, bună seara! La ce probleme ar trebui să ne așteptăm? Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Temperaturile vor fi în continuare scăzute, spun meteorologii, în special în estul și în sud-estul țării. La noapte vor fi și valori negative. În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor fi chiar de minus 1 grad, iar maximele pe timpul zilei vor porni de la 13 grade, dar nu vor depăși 20 de grade Celsius. La munte este posibil să fie lapoviță și ninsoare, iar vântul să bată cu rafale de până la 70 de km la oră. În același timp sunt posibile inundații în următoarele ore pe două râuri din județul Bihor. Hidrologii monitorizează nivelul apelor din mai multe râuri din vestul țării și ne referim aici la râuri mici. Există totuși și vești bune, să știți. În weekend vremea se încălzește, iar temperaturile vor ajunge la valori normale pentru această perioadă. Momentan acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Iulia, îți mulțumesc. Protecția consumatorului l-a pus gând rău comercianților. Aceștia vor fi obligați să eticheteze la raft produsele care au gramajul scăzut, dar prețul neschimbat. Și Consiliul Concurenței a intrat pe fir după ce prețul anumitor produse, cum ar fi detergenții, a crescut inexplicabil în ultimul an. Orez sau fasole de 900 de grame în loc de 1 kg, ori lactate cu 25 de grame mai puțin, este metoda prin care scumpirile sunt mascate de etichete care arată același preț, deși cantitatea este mai mică. Cumpărătorii care nu se uită cu atenție pot fi astfel păcăliți. Păcăleală pe față. La ce tip de produse ați văzut tu? Păi cred că la ulei am văzut prima dată, după care mai multe. 900 de mililitri, același preț. Atunci când era un litru. Pentru a combate astfel de practici înșelătoare, Protecția Consumatorului a emis un ordin prin care comercianții au obligația de a informa clienții despre modificarea gramajului produselor. Operatorii economici vor fi obligați să facă o informare suplimentară la raft prin afișarea unei etichete în același câmp vizual cu privire la informațiile privind micșorarea cantității produsului și menținerea aceluiași preț. Nu era de ajuns că produsele au intrat la apă. Mai mult, o parte dintre ele s-ar fi scumpit inexplicabil. Însuși premierul Marcel Ciolacu a constatat această problemă după ce datele au arătat că detergenții s-au scumpit cu 25% în ultimul an și a cerut Consiliului Concurenței să intervină. Consiliul Concurenței a transmis că va începe verificările la toți comercianții după ce prețurile anumitor produse ar fi crescut artificial. Autoritatea a mai spus că în cazul în care se vor descoperi nereguli, atunci va fi demarată anchetă. Detergenții pentru mașina de spălat sunt foarte scumpi, nu scumpi, foarte scumpi. Adică să dai pe 2 kg 50 și e enorm. Dacă anul trecut detergentul de 4 kg se vindea cu 45 de lei, acum plătim 60 de lei numai pentru 3 kg și prețul pastei de dinți a crescut. Anul acesta la pasta de dinți diferența poate fi chiar dublă. Retailerii spun că scumpirile sunt doar o consecință a plafonării adausului comercial la produsele de bază care s-a prelungit până la finalul acestui an, așa că a apărut în piață efectul de waterbed. Când te așezi pe un pat cu apă, unde te-ai așezat patul se lasă, în partea cealaltă patul se ridică. Ținând plafonate niște produse și produse de rulaj, produse alimentare, e clar că undeva trebuie să crească prețul la alte produse. Pentru a scădea prețurile, retailerii cer fie anularea plafonării adausului comercial la 20% la produsele de bază, fie taxe mai mari pentru produsele care vin din import. Peste 1,5 milioane dintre angajații români ar putea avea salarii mai mici din luna iulie. Guvernul pregătește eliminarea măsurii prin care 200 de lei din salariu sunt neimpozabili, astfel că veniturile ar putea scădea. În același timp, la nivelul decidenților, se discută despre reducerea taxării pe muncă, iar specialiștii în economie atrag atenția că mai bine de jumătate din an muncim doar pentru stat.
Ceva ar trebui schimbat, pentru că sunt foarte mari taxele. Peste 1,5 milioane dintre angajații români care muncesc pe salariul minim ar putea pierde scutirea de impozit a celor 200 de lei. Guvernul ia în calcul această variantă fără a avea încă pe masă o formă finală pentru o eventuală majorare a salariilor. În lipsa unui plan concret discutat în coaliție și agreat de patronate, angajații riscă să primească salarii mai mici cu 100 de lei. Dintr-un salariu minim rămânem că îmi plătești utilități și tot se duce mai mult de jumătate. Oamenii sunt nemulțumiți, mai ales de faptul că din salariile lor, 10% merg către sănătate, deși sistemul nu le oferă prea multe opțiuni. Prea multe taxe și, uite, eu tocmai vin de la spital și degeaba avem asigurare medicală, că tot în privat ne tratăm. Specialiștii spun că autoritățile ar trebui să țină cont și de componența socială a salariului minim. Ce aș face eu? Aș lua în serios în discuție eliminarea totală a impozitului de 10% pe tot salariul minim și nu doar pe suma aceea de 200 de lei. Astfel că în spațiul public a fost reluată discuția privind reducerea taxării pe muncă. Coaliția de guvernare lucrează la trei variante care sunt în analiză la Ministerul Muncii și cel al Finanțelor. Prima variantă este cea a impozitului progresiv, doar că liberalii se opun în coaliția de guvernare. A doua variantă este cea a introducerii unui impozit pe venitul global, denumit și impozit pe gospodărie. Iar cea de-a treia variantă discutată în coaliția de guvernare reprezintă cea a deducerilor fiscale pentru anumite categorii sociale. Din cele 12 luni ale anului, 7 luni muncim doar pentru stat, pentru plata taxelor și a impozitelor, mai ales dacă adăugăm și TVA-ul sau taxele locale. Abia după angajații muncesc pentru ei. Că undeva prin luna iulie către final în România ajungem să fim liberi din punct de vedere fiscal. În acest moment, salariul minim este de 3.300 de lei brut. Din această sumă, acum 200 de lei sunt neimpozabili. Apoi 25% reprezintă asigurările sociale, 10% contribuția la sănătate, iar pentru impozitul pe venit se reține tot 10%. În final, angajatul primește doar 2.079 de lei. Autoritățile discută cu mediul de afaceri dacă salariul minim va fi majorat la 3.700 de lei brut și când se poate aplica acest lucru. Noaptea muzeelor s-ar putea transforma în noaptea protestelor. Angajații acestora vor boicota evenimentul anual în care românii pot vizita gratuit instituțiile culturale. De ce fac asta, știe colega mea, Georgiana Grim. Georgiana, bună seara! Bună seara! Dacă plănuiați să profitați de noaptea muzeelor, trebuie să știți că mai multe instituții din toată țara au anunțat că vor avea ușile închise. Muzeografii vor ieși în stradă în noaptea de sâmbătă, atunci când avea loc evenimentul. Angajații din muzee boicotează noaptea muzeelor din cauza salariilor mult prea mici. Aceștia cer o majorare de aproape 20%. O altă nemulțumire este legată de o inechitate, și anume faptul că debutanții din unele muzee câștigă cât un angajat cu zeci de ani experiență. Legat de acest protest, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu se lasă mișca de acest șantaj și le cere angajaților din muzee să facă treaba pentru care sunt plătiți. Pe de altă parte, ministrul culturii, Raluca Turcan, a anunțat că salariile ar putea fi majorate chiar mâine în ședința de guvern. Atât de aici. Radu? Georgiana, îți mulțumesc. Armata dorește să se mărească, dar nu are cu cine. Astăzi s-a dat startul celei de-a doua etape de recrutare a militarilor din rândul civililor, însă pe lângă faptul că românii nu s-au înghesuit să se înscrie și cei puțini care sunt atrași de o carieră militară au probleme în a trece de probele de admitere. Date recente arată că Armata României se confruntă cu un deficit de personal fără precedent. Trei linii călcate la sărituri. O greșeală la sărituri pe spații marcate. Prima probă pe care au avut-o de trecut candidații astăzi a fost cursa cu obstacole, ce trebuie realizată într-un minut și 50 de secunde cel mult. Traseul a început cu două sărituri în lungime, a continuat cu aruncări de minge, sărituri pe spații marcate, menținerea echilibrului pe bârnă, tumbe, sărit capra și alergat cu greutăți. Pentru fiecare segment parcurs greșit, candidații au fost penalizați la timp. Unii au reușit să treacă de prima probă, alții au eșuat. Traseul a fost exact așa cum așteptam, un pic dificil, emoții au fost destule într-adevăr. A fost necesară o pregătire înainte? Pentru ar fi fost și era binevenită dacă aș fi avut timpul necesar. Dar angajată fiind, nu am avut timp să mă pregătesc.
A doua probă a fost cea de rezistență. Candidații trebuiau să facă 6 ture de stadion în maximum 10 minute și 30 de secunde. Din nefericire, unii nici măcar nu au rezistat până la ultimul tur. Alții au depășit timpul. Puțin mai grea față de prima. În primul rând trebuie să știi să-ți controlezi respirația. Pe dumneavoastră ce v-a motivat să veniți asta? În primul rând, un post de muncă sigur, adică stabil. Concurenții însă nu se înghesuie. Astăzi și armata oferă pachete tot mai atractive pentru a reuși să acopere deficitul masiv de personal. Un militar, un soldat profesionist la începutul carierei, după ultimele modificări care au fost aplicate, după ultimele măsuri care au fost luate, va avea un salariu în jur de 5.000 de lei, bani în mână. Este un loc de muncă stabil. Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Apărării, armata română se confruntă cu un deficit major de personal. De exemplu, gradul de ocupare în rândul ofițerilor este de doar 57%. Numai în ultimii 2 ani, în contextul războiului ce se duce la 2 pași de granița noastră, peste 13.000 de angajați au părăsit Ministerul Apărării. Postura incorrectă la birou, capul a plecat în ecranul telefonului și timpul îndelungat petrecut pe dispozitivele electronice ne îmbolnăvesc. Tot mai mulți oameni, în special tineri, se plâng de dureri în zona spatelui. Rezolvarea vine tot cu ajutorul tehnologiei. Un masterand român a inventat un dispozitiv pentru corectarea posturii unic în lume. Andreea lucrează la o firmă de IT din Cluj-Napoca și își petrece mare parte din zi la birou în fața calculatorului. Am o postură foarte incorrectă, în mare parte tind să stau cu umeri în față și de aceea apar durerile. În plus, atunci când nu e la birou, e cu ochii în telefon. Uneori mai mult, alteori mai puțin, dar cred că se ajunge și la 5 ore. Am avut o perioadă când erau chiar 8 ore și eram șocată de faptul că unii lucrează 8 ore. Durerile de spate au devenit o problemă tipică, mai ales pentru generațiile tinere. Doare spatele atunci când nu stau corect pe scaun și atunci trebuie să... Te iei o pauză? Da, iau o pauză. De multe ori am pățit să simt dureri în anumite zone ale spatelui sau să simt că am... Da, de foarte multe ori, da, e o problemă comună. Tehnologia ne condamnă, dar tot ea ne poate salva. Cam după o oră jumate, două, deja îs praf. Mă pun și mă întind în pat, că nu mai pot. E groaznic, dar o să încerc să-mi cumpăr un scaun cu suport lombar, că nu mai pot. Pe telefon și la calculator, să zicem, vreo 2-3 ore pe zi. Și când citesc sau când fac alte lucruri, o fac de obicei așezat sau întins. Deci poziția nu e tocmai corectă. Din cauza asta apar și dureri de spate. Foarte frecvent. Darius a găsit soluția, un ham care se bazează tot pe tehnologie. Este un device care dorește să corecteze postura și să o urmărească. Din cauza tehnologiei IT, care a pătruns în toate domeniile, din ce în ce mai mulți oameni petrec mai mult timp în fața biroului și fără să-ți dai seama ajungi să ai o postură incorrectă de spate. Aceasta este aplicația de realitate augmentată. Sunt modele scanate, pentru că modelul este doar pentru o singură persoană, sunt modele scanate cu mine. Aceasta este o poziție corectă, o poziție incorrectă. Aici se poate vedea că țineam telefonul în mână. Sistemul creat presupune un ham cu senzor și o aplicație. Voi simula pe manechin o poziție incorrectă, atât pentru gât cât și pentru spate. Dacă purtătorul se înclină, pe aplicație mobilă apare că este o poziție incorrectă a capului. Motorul vibrează, el se vede și pe aplicație că cel de pe gât este pornit și dacă se revine în poziția inițială, o poziție corectă, se schimbă și în timp real și apare că este o poziție corectă. Tânărul a creat acest produs pentru lucrarea sa de licență. Acum este masterand la Universitatea Tehnică din Cluj și speră ca invenția sa să atragă atenția investitorilor. O combinație rară de factori ne oferă un spectacol unic pe litoral. Marea Neagră și-a schimbat culoarea în multe zone și seamănă acum cu Mediterana. Nuanțele verzi și albastre vor rezista până la începutul lunii viitoare. În timpul verii, marea este mai întunecată la culoare și din cauza poluării care crește brusc. Marea Neagră e acum turcoaz în unele zone aproape de țărm. Care este explicația? Carbonatul de calciu, cretă. Sunt niște alge care se protejează de a fi mâncate de copepode, de micile crustacee. Nici pe aia nu le vedem, că sunt foarte mărunte. Aceste alge microscopice își formează niște solzișori, își tricotează niște solzișori din carbonat de calciu.
Putem vedea marea cu astfel de nuanțe verzi și albastre, în special în mai și la început de iunie. Temperatura trebuie să fie cuprinsă între 11 și 15 grade. Apele Dunării aduc un aport nutritiv însemnat, dar marea își păstrează și salinitatea. Sunt condițiile în care algele care dau aceste culori se dezvoltă. În timpul sezonului estival crește temperatura, dar și poluarea, așa că marea se întunecă. Să spunem așa, pierderile sau deversările menajere, adică o eutrofizare suplimentară. Temperatură și eutrofizare favorizează alte alge care au o creștere explozivă și care sunt din categoria celor brune. Totuși, în funcție de circulația curenților, nuanțe mai deschise pot apărea temporar și în timpul verii. Știrile au ajuns la final, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal D. De la ora 20 urmează un nou episod din serialul O Dragoste. Să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara, dragii mei! Până vineri dimineață avem în vigoare cod galben de vânt în județul Caraș-Severin. Aici rafalele vor ajunge până la 70 de km pe oră. Astăzi au fost averse cu descărcări electrice în zonele montane și submontane, în regiunile vestice și sudvestice și doar izolat în restul teritoriului. La altitudini mari am avut și condiții pentru precipitații mixte. Temperaturile maxime s-au încadrat între 13 și 23 de grade. La noapte cerul va avea unele înorări și izolat va mai ploua slab în zona Carpaților occidentali și meridionali și în extremitatea de sud-vest a țării. La altitudini de peste 2000 de metri vor fi posibile și precipitații sub formă de leacoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 10 grade, iar izolat se va forma ceață și în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi condiții de brumă. Mâine vremea va fi răcoroasă pentru această dată, iar meteorologii anunță atmosferă mohorâtă. Va ploua slab în sudul țării, dar și la munte, iar în sudul, vestul și în centrul țării, vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, vântul va adia slab până la moderat și vor fi 20 de grade în Slobozia, 18 grade în Târgoviște. În Transilvania cerul va fi mai mult înorat, iar temperaturile maxime urcă la 17 grade în Sibiu, 19 grade în Cluj-Napoca. În Moldova avem parte de vreme închisă și mâine termometrele vor indica 20 de grade în Galați, 18 grade în Iași. În vestul țării se anunță atmosferă în mare parte mohorâtă, iar maximele ajung iată la 15 grade în Reșița, 22 de grade în Timișoara. În Oltenia cerul va fi variabil cu unorări temporare și doar pe arii restrânse sunt anunțate ploi. 18 grade vor fi în Slatina, 16 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi mai mult înorat mâine, iar termometrele vor indica maxime de până la 17 grade în Constanța, 16 grade în Sulina. În capitală, vremea a fost răcoroasă. Astăzi cerul a avut înorări, dar nu a plouat. Din fericire, vântul a suflat slab până la moderat, iar maxima a fost de 18 grade. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar minima coboară la 9 grade. Mâine să știți că temperaturile sunt în ușoară creștere, dar atmosfera va fi una închisă. Se vor înregistra 21 de grade. La munte se anunță vreme destul de rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi temporar noros și mai ales din a doua parte a zilei vor fi averse cu descărcări electrice, în timp ce la altitudini mari se anunță și condiții pentru precipitații mixte. 10 grade se vor înregistra în Sinaia, 6 grade în Semenic. Pe litoral, vremea va fi în continuare destul de răcoroasă pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și sunt anunțate și averse, iar vântul va avea intensificări, mai ales pe timpul ploilor. Temperaturile maxime ajung la 16 grade în Eforie Nord, 17 grade în Mamaia. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Mihaela m-a întrebat cum va fi vremea pe 18 mai în Oradea. Maxima ajunge la 24 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!